trebuie să considerăm că și-a plecat deja primele două runde. Bună, această directă frumos executată de Cătălin Mărășanu. Low kick bun din partea lui Cătălin, încă unul. Tare acea lovitură de tibie, s-a auzit ca și cum două bute se cioglesc. Din nou pus la podea croatul, să vedem dacă este numărat. Da, numărat pentru a doua oară în acest meci Igor Mikhailovici. Protestează acolo Igor Mikhailovici, nou coment, i-a spus Cezar Gheorghe. Mihai Constantini spune că are un avantaj de viteză. Cătălin Moroșanu speculează acest fapt și iată numărat pentru a doua oară. Ușor, ușor, meciul merge în favoarea lui Cătălin Moroșanu. A reușit să pună de două ori la podea, mai puțin de 30 de secunde ca adversarul său. Din nou o serie bună de brațe, încheiată cu lovitură de genunchi. Cătălin face un meci mare în fața croatului Mikhailovici. Și caută knockout-ul acum, când intrăm în a doua jumătate, are priza a treia Cezar Gheorghe, arbitru de ring, pregătit și el să intervine cât poate de repede, dacă croatul este în dificultate. Hai, direct de zângă cu dreapta, dar acum, este în dreapta cu la cor. Respire, calculat, 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 viteză, vreau. Insistă cu viteza Mihai Constantin. Are teme pentru acest meci Cătălin Moroșanu. Dus la sol, a ajuns într-o poziție mai degrabă din jiu-jitsu brazilian, mult mai comună meciurilor de arte marțiale mixte. Un control prin fandare al lui Cătălin Moroșanu. Vedeți la contra de dreapta, o de la disperare. O vitură joasă din partea croatului, Cătălin a încercat din nou o serie de brațe. Mikhailovici a început să curgă sângele croatului. Ultimele 10 secunde, Cătălin vrea victoria înainte de limită, se răpusește asupra adversarului, cred că scapă, va zma curată Mihali.